Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Citesc câteva mesaje înainte de a merge mai departe. Cred că CFR va pierde meciul din Israel de mâine, scrie Ionuț Stancu. Cel puțin 1X este 100% părerea mea. În legătură cu meciul celor de la FCSB am văzut o echipă fără nicio idee de joc. Cei de la FCSB, de la Botoșani, fiind peste la toate capitolele, ne scrie telespectatorul nostru. La CFR cred că un GG ar merge perfect, adică ambele marchează. CFR se califică, iată ne scrie Irina Gavrilă. X pauză, unul final, Maziliu, Liviu, Adrian, Basel, PSV, ambele marchează, Maccabi, CFR, pauză sau final 1, de încercat se califică Maccabi. Maccabi să câștige cel puțin o repriză, un alt mesaj, X pauză, 1 final, eu știu că ești fan FCSB, dar se califică CFR-ul. Să se califice și CFR-ul, se califice și FCSB-ul sau niciuna dintre ele, cam tot una. Să nu comparăm Negoiță cu Becali, pe Becali nu-l poți numi zgârcit, nesăbuit, atunci nepriceput. Sunt multe lucruri de discutat pe marginea acestor lucru. Zgârcit este și Becali, ne scrie un alt telespectator. Maccabi se califică 2-1 și se califică, iată, pentru CFR, adică să bată Maccabi cu 2-1 și se califice CFR-ul, ceea ce iarăși e o variantă interesantă. 0-0 se califică CFR. CFR marchează în ambele reprize, nu se califică CFR și așa mai departe. Bun, mergem la restul meciurilor. Sutiesca, echipa din Muntenegro, a pierdut pe teren propriu cu Apoel și acum urmează returul. Ce crezi, Sabin, că s-ar putea întâmpla aici? Goluri de puține, maxim 4, maxim 3, spunem noi, la o cotă de 1.60, 1-0 în tur și este o dublă încă deschisă. Să nu uităm că macedonenii au reușit să o elimine pe Slovan Bratislava în faza anterioară, o echipă mai bine cotată, nu neapărat o forță, dar o echipă mai bine cotată. De neînțeles oarecum cota Apoelului la victorie, 1.10, 1.15, cam cel mai dezechilibrat meci al serii din, sau chiar a săptămânii de Liga Campionilor, n-aș merge chiar atât de departe. Calciu Celtic 2 și sub 4,5 goluri, cota 1,97, 5-0 a fost în tur. O vor lăsa ceva mai moale cei de la Celtic, mai ales că în weekend încep campionatul. Dinamo Zagreb, Saburtalo, Tbilisi, scor corect, 2-0 oricând în meci, la o cotă de 1,42. Dinamo Zagreb nu a primit niciun gol în acest sezon competițional, deși a jucat prin campionat, a avut câteva meciuri, a avut și manșaturi. Merge bine. Deocamdată nu are adversar de calibrul său. Basel, PSV, clar meciul serii în Liga Campionilor. Ar fi un dezastru pentru PSV să fie eliminat atât de vreme. Ambele vin după rezultate negative. PSV-ul a pierdut Supercupa în fața lui Ajax, 2, Basel, 1-2 acasă în campionat cu San Gallen, dar atenție, foarte puțin titulari utilizați de cele două în partidele amintite. Se focusează pe Liga Campionilor, ar fi se țintește accederea în grupe, ambele vor în lucrul ăsta, și la Valeta cu Ferencvaros, gol în ambele reprize, cota 1.50, 3-1 pentru maghiari în prima manșă, calificarea este deja tranșată, dar Ferencvaros eu cred că va forța și va obține victoria și în manșa retur. Foarte interesant felul în care crește fotbalul maghiar de club, investiții, jucători buni, bani frumoși, de vreme ce jucătorii buni se duc acolo, bravo lor, poate vom lua și noi câteva notițe. Avem și Europa League, mâine 4 meciuri din turul 2 preliminar, manșa retur, evident, Lincoln din Gibraltar, este moment oportun pentru câteva formații de mâna a 5-a, a 6-a să-și încordeze așa mușchii prin Europa, uite, Ararat este una dintre ele, la Lincoln, în Gibraltar, X12 1,5 goluri, cota 1,50, Suduva cu 3 pene și Suduva s-a distrat cu 3 pene, 5-0 în tur și au găsit un adversar pe măsură. Oricum, o echipă bunicică, Suduva, jucători interesanți, Riche, fost la Timișoara, încă joacă la ei, Iosip Tadic, un internațional croat, de asemenea, joacă la Suduva. Cine știe, o minune și poate vedem prin grupele Ligii Europa. Cunoștințele noastre vechi, Dudelange cu Schendija 1X și ambele marchează. Putem să combinăm pariurile, cota e undeva pe la 3-2, cred, la 1X și ambele marchează. Și Feronicheli cu Slovan Bratislava, uite, Bratislava de care vorbeam mai devreme, X12 peste 1,5 goluri. Nu cred că
slovacii vor păți o nouă umilință după dezastru cu Suțiesca în Liga Campionilor. 2-1 a fost în tur pentru Slovan, deci calificarea nu este jucată, dar ne gândim că vor reuși să treacă de turul ăsta. Uitându-ne pe listele celor meciurilor despre care am discutat, celor două competiții, mai vedem un Basel, mai vedem, eu știu, un Celtic pe aici, pe acolo, un PSV Eindhoven, dar sincer nu poți băga mâna în foc așa pe NV, cum s-ar spune la poker, că vorbești despre Liga Campionilor sau Europa League. E o situație în care cred că meciurile ar trebui oarecum tratate prin această perspectivă, adică vorbim de echipe aflate extrem de jos în topul formațiilor europene. Da, e normal să se întâmple asta atunci când întreaga organizare pe care o propune UEFA practic duce la astfel de deznodăminte. Și gândiți-vă la absurditatea de a o vedea pe Ajax jucând tururi preliminarii în Liga Campionilor în condițiile în care este campioană și semifinalistă în ultima ediție de Liga Campionilor. Așadar, poate nici echipele astea nu arată cum arată cele care de obicei se bat în fazele superioare ale Ligii Campionilor, dar nici n-au cum să arate, din moment ce toți banii se duc la aia, iar la aceștia nu mai ajunge aproape nimic. Ultimele resturi sunt trimise pentru formații precum cele de care am vorbit mai devreme, iată, echipe de Liga Campionilor care nici nu știi bine în ce țară sunt sau nici nu știi bine dacă sunt calificate pentru cupele europene sau dacă sunt în Liga Campionilor sau în Europa League. Apoel, Suteska, Calju, Saburtalo, sincer până sezonul ăsta nu cred că am auzit vreodată sau nu mai ține aminte de Saburtalo, La Valeta, Ferencvaros, Lincoln Ararat, Suduva, Trei Pene e denumirea noastră, dacă tot ne-am permis noi cu Leganes să-i facem pisoi, atunci... Da, acolo nu poți să spui ce pana mea când ești pe stadion la Trei Pene, pentru că probabil... Cele Trei Pene ale mele. Ce Trei Pene ale mele ai cu mine astăzi, da? Corect. Dar uite, sunt curios dacă Trei Pene, asta înseamnă Trei Pene sau înseamnă altceva? Păi asta înseamnă. Am impresia că au și pe steag chestia asta. Înseamnă că am zis corect. Am tradus în românește numele. Păi, dacă nu, penele noastre. Asta este. Bun. Hai să mergem mai departe, Sabine, să vedem care sunt supercotele pentru mâine.